Salut! Sunt Anca. Bine ați venit la mine acasă! Eu sunt Anca Dumitrescu, sunt antreprenor, sunt cofondator al Centrului de Training și Recrutare Vreau să fiu stewardesă. Este o platformă de cursuri. Noi pregătim viitori însoțitori de bord să treacă cu succes de interviurile cu companii aeriene. Locuiesc pe Strada Frumoasă, Calea Victoriei, lângă Muzeul Enescu. E o casă de 73 de metri pătrați și 3 camere. Ne aflăm în primul bloc de locuințe private din București, iar clădirea este proiectată de prima femeie arhitectă a României, de Virginia Haret. Împart casa cu dulce și piper, sunt pisicii mei. Multă lume, în momentul în care intră în casă, spune da, ești ca la Paris. Și atunci stilul este cumva franțuzesc parisian, îmbinat pe alocuri cu simplitatea scandinavă. Suntem în camera de zi, este și spațiul în care îmi petrec cel mai mult timp. E o cameră cu multă lumină naturală. Foarte mulți oameni m-au întrebat despre rafturile cu cărți. Inclusiv pe Instagram am primit foarte multe mesaje de unde sunt rafturile, cum le-ai făcut. Sunt Ikea aceste rafturi. Cred că gama este LAC. Asta este biroul lui tata. I l-am cerut și cumva și el și-a dorit foarte mult să-l am în casa mea. De la citit la mâncat. Asta este diningul, este zona în care nu pot să spun că petrec prea mult timp. De obicei când vin prietenii, stăm aici cu toții la masă, bem un pahar, mâncăm. Masa aceasta am cărat-o cu mine de la ultima casă în care am locuit. Am făcut-o la un meșter, ca să spun așa, aici în București și am ales împreună aceste patru bucăți care formează masa. Mi le-am dorit cât mai noduroase, cât mai pline de defecte, tocmai pentru că, na, așa suntem și noi oamenii, până la urmă nimic nu e perfect. Asta e dulapul cu alcool și alte nimicuri. Da, sunt o băutoare înrăită de gin. Asta era un video despre cum e acasă la mine? Am deturnat situația spre un gin tonic. Ce se întâmplă într-o bucătărie mică? Se bea mult. Hai noroc și bine ați venit la mine! Din fericire pot să numesc holul acestui apartament o a patra cameră, pentru că este foarte generos și asta mi-a permis să mă joc foarte mult cu mobilierul și cu detaliile din acest spațiu. Fosta baia apartamentului era aici. Așa că după multe săpături am găsit vechile surse de apă, scurgerea și așa mai departe și am putut să instalez această cadă aici. Cada în sine are o poveste foarte frumoasă, este recuperată de la groapa de gunoi din Bragadiru. Vă invit acum în dormitor. E un spațiu unde am trecut prin multe peripeții ca să îl amenajez și cumva am îmbinat o grămadă de obiecte noi, vechi. Un lucru foarte, foarte special legat de dormitor, mai ales de pat, este lingeria. Toată lingeria pe care eu o am a fost făcută de mama dintr-un bumbac pe care ea îl avea zestre de la bunica mea. Îmi doream mult un balcon, recunosc. L-am primit. Nu e neapărat cel mai mare, dar view-ul bate totul. Pentru mine, recunosc, acasă trebuie să fie undeva între niște pereți, pentru că îl văd ca pe un cuib, îl văd ca pe o matcă la care am nevoie să revin ca să-mi iau energie bună, ca să mă detașez de ceea ce e în jur, ca să am un pic de liniște, ca să am poate un moment doar al meu.